Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava a făcut un apel la respectarea măsurilor de prevenție a incendiilor de vegetație, întocmind în acest sens și o serie de recomandări pentru populație. Astfel, pompierii susțin că în cazul incendiilor de vegetație uscată, flăcările se întind cu repeziciune pe o suprafață foarte mare, iar pompierii depun un efort considerabil pentru a opri propagarea arderii. În condiții de vânt puternic și temperaturi ridicate, astfel de situații pot deveni delicate, mai ales dacă în zona câmpurilor incendiate se află locuințe. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea se sancționează cu amenzi de până la 50.000 de lei, informează pompierii suceveni. Astfel, pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava face un apel la cetățeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor.